Un mărțișor mic de la suflete mari este evenimentul caritabil prin care puteți ajuta la realizarea unor fapte bune. Duminică, parohia bucureșteană Sfinții Arhangheli Huedin organizează un târg de mărțișoare. Banii strânși din vânzarea obiectelor vor fi folosiți pentru ajutorarea bătrânilor nevoiași, a copiilor fără posibilități, precum și pentru organizarea unei excursii pentru tinerii din parohie. La târg puteți găsi peste 500 de mărțișoare confecționate manual de tinerii din parohia Sfinții Arhangheli Huedin din sectorul 4 Capitală. Obiectele au fost confecționate la atelierele de creație organizate începând din luna ianuarie în Sfântul Lăcaș. M-am pregătit să fac mărțișoare și să le vând. Când le vei vinde și ce vei face cu bănuții? Eu o să le vând în săptămâna aceasta duminică. Și cu bănuții, ori o să-i dăm la o persoană cu nevoi și o să facem și o excursie. Nu am chiar o motivație, eu vin pentru că doresc și pentru că vreau să vin și pentru să mă distrez cu copiii și să râd. E o activitate plăcută, e o activitate utilă? Da, este o activitate foarte plăcută. Să confecționez, pe mine, sincer, mă relaxează acest lucru. Ce ai confecționat pentru târgul de mărțișoare? Ce tip de mărțișor? Păi am făcut brățări făcute manual din sfor și margele. Anul dedicat vârstnicilor. Crezi că, de exemplu, vârstnicii s-ar bucura să primească mărțișoare? Da, s-ar bucura și dânsii și mai ales și copiii, de exemplu să poartă brățărică sau o broșă sau să dea mamei ceva. Eu astăzi am venit la biserică pentru a confecționa mărțișoare și am mai făcut și niște brățări. De cât timp veniți voi la biserică și faceți aceste lucruri? Noi venim cam din luna ianuarie, am început acest atelier de mărțișoare și se va încheia săptămâna aceasta. Spune-mi cum se va încheia, care este finalitatea proiectului? Vor veni oameni și afară se vor scoate aceste mărțișoare care le-am făcut și fiecare om își va alege câte un mărțișor sau un ghiocel, brățară și poate să le dea cuiva sau poate dacă îi place să și le păstreze pentru el. De ce să vină oamenii și de ce să cumpere mărțișoarele voastre și nu altele, că poate mai sunt și alte târguri? Păi poate să cumpere și pentru și de la noi și de la alții, dar e bine să cumpere. Bătrâni sau persoane nevoiașe crezi că veți ajuta din bănuții strânși? Da, putem ajuta și persoane nevoiașe și persoane care au nevoie de ajutor, putem să le oferim din bănuții noștri sau din ce mai primim și noi. Invit orice copil vrea și o să spun și la școală, poate să se mai facă târgul încă o dată săptămâna viitoare și poate să mai vină și copii de la mine de la școală, care să aleagă și ei câte un mărțișor. Sunt confecționate manual de noi copii, adică am venit și la biserică, am mai făcut și de acasă, unele le-am făcut acasă și unele aici. Cu drag, cum le-ați făcut? Cu mult drag și cu multă dragoste și am depus și suflet în lucru pe care l-am făcut. Ce ați făcut voi timp de atâtea săptămâni aici? Am făcut aici un atelier de mărțișoare. Ce faceți cu mărțișoarele acestea? Le vindem și strângem banii pentru ca să mergem într-o excursie și să ajutăm oamenii bătrâni. Cum ați făcut voi mărțișoarele acestea? Din ce le-ați confecționat? Tu ce mărțișor ți-ai ales să faci? Eu am făcut astăzi niște brățări. Dura mult, cum le-ai făcut? Dura puțin și a fost foarte frumos. De ce să vină oamenii să cumpere mărțișoare de la târgul vostru din weekend? Pentru că le-am făcut cu drag și sunt confecționate manual. De ce crezi tu că organizează părintele în fiecare an un târg caritabil? Deoarece noi donăm banii copiilor nevoiași. O motivează finalitatea proiectului? Pe mine cel mai mult mă motivează atunci când ajutăm copiii nevoiași. Câte mărțișoare ai făcut anul acesta? Anul acesta am făcut vreo 15 mărțișoare. Noi am confecționat mărțișoare din lemn, sfori, biluțe de toate culorile. Sper să fie cumpărate? Da, Doamne ajută! De ce să vină oamenii la târgul de duminică? Deoarece e ceva frumos, sunt făcute manual, sunt de calitate și până la urmă pot avea o amintire frumoasă de la biserică. Și în felul acesta pot face cu ajutorul vostru și o faptă bună, mă gândesc. Da, și așa. Organizăm cu regularitate acest fel de manifestări pentru că prin aceste acțiuni implicăm activ copilașii. Acest lucru ne ajută pe noi
să coagulăm comunitatea de la mic la mare, pentru că cei mici sunt sprijiniți de voluntari și de regulă vin aici la biserică împreună cu bunicii lor. Biserica noastră a dedicat anul acesta pastorației vârstnicilor. Și noi ne-am gândit și am intitulat sugestiv acest târg Un mărțișor mic pentru suflete mari. Mărțișorul mic este munca pe care o facem noi. Este jertfa noastră dată pentru sufletele mari, pentru oamenii cu experiență, pentru oamenii de la care în fiecare moment avem câte ceva de învățat. Aceste ateliere se vor finaliza cu târgul de care vă spuneam, pentru că vrem să strângem niște bănuți din munca noastră prin care să ne ajutăm reciproc, să organizăm activități pentru noi, pentru copii, dar și pentru cei în vârstă. Eu le-am spus unora dintre ei despre ce vrem să facem și ne-am gândit ca pentru bătrâni să gătim în cantina noastră mâncărică, ajutați tot de voluntari, și să mergem la persoanele pe care noi le avem în evidență, persoanele vârstnice, și să le ducem o bucățică din ceea ce am pregătit noi. Acest lucru cu siguranță nu va fi îndestulător pentru ei, dar faptul că îi vizităm și că vom fi alături de ei, cu siguranță le va aduce o bucurie extraordinară. Ați văzut că ei sunt de diferite vârste, sunt mai mici, mai mari, învață unii de la alții, învață de la voluntari. Și cel mai important este să creăm aici o echipă. Am organizat târg și de Crăciun, am organizat târg de prăjituri, am organizat târg de mărțișoare, avem evenimente de 1 iunie pentru copii, dar copiii la rândul lor aduc și bunicii la biserică în anumite cazuri. Noi creăm pentru alții, dacă ne apreciază munca, ne cumpără mărțișoarele și la rândul nostru încercăm să ajutăm pe cei de lângă noi. Am pregătit, după cum v-a spus și copiii, diferite mărțișoare. Voluntarii parohiei noastre au fost cei care i-au coordonat pe cei mici. Este o muncă de fiecare sâmbătă, căci ne pregătim de la jumătatea lunii ianuarie, poate chiar mai devreme, pentru acest târg. A treia ediție a târgului de mărțișoare, Un mărțișor mic de la suflete mari, va avea loc duminică 26 februarie după Sfânta Liturghie. Anul acesta se vor alătura și copiii de la grădinița 225. Banii strânși de micuți vor fi donați pentru evenimentele organizate în Luna pentru Viață.